Oh, hey, Anaïs! Ce drăguț din partea voastră să mă invitați! Doamna Michelle Waterson, pentru tine, omule! Vorbește din mers, că ne-am toată ziua! Ha, ce urât! Așa, vei intra în casă! Să fii cu minte și tăcut! Și dacă te porți bine, o să ieși de aici înainte să termin eu liceul! Bine, operațiunea îl face pe bunicul Frankie să se simtă ca acasă, transformând casa în închisoare. Mi-ar fi plăcut un titlu mai ușor. Ei, bună, Nicole! Sper că nu am întârziat la cină. Dă-o încoace. Mersi. Și restul. Prea mult. Scuze. Să speli cămașa cu grijă, dragă, e din mătase. Așa, și unde e toată lumea? Și ce-i cu voi? Am fost primit mai călduros și la convenția de igluri. Care chiar există, apropo. Ce-ai zice de ceva de băut? Pun-o pe tine. Cadou? Ce drăguț! Cred că mi-au dat lacrimile. Deși am fața udă și nu prea-mi dau seama. O să dormi aici. Mersi, Nicole. Și aș putea spune că... Sau n-aș putea? Salut, puștule! Cred că împărțim camera. Drăguțe tatuaje! Cine e? E prietena mea! Mă așteaptă! E frumoasă? Și acolo? Un unicorn în luptă cu alt unicorn. Înseamnă că îmi voi apăra mereu amicii. Și ăla? Un leu cu o bâtă de baseball. Să se știe că nu-i de glumă cu mine. Arată ca o perucă pe un dos care cântă la oboi. Serios? Da. Să știi că e greu să-ți desenezi singur pe spate, bine? Hei, hei, hei! De ce e toată lumea așa tensionată pe aici? Și ce-i cu el? Da, să nu te iei de el. I-ar trebui o celulă mai tapetată, dacă mă înțelegi. Și ție la fel. A, crezi că și eu sunt un aiurit? Mersi! Cred că o să mă culc. Hei! Eu dorm deasupra, omule! Ce-i asta? Gel de duș într-un ciorap. N-am găsit să pun. În fine, noapte bună. Bună, tată! Cum reziști? Se zice că prima noapte e cea mai grea. Nici o grijă, sunt cu tine. Stingerea! Trezirea pierdilor! Au! Hai repede, tata! Nu vrei să știi ce se întâmplă dacă târzi? E rândul tău să colegi găleata. În sfârșit, singur. Tata, toată lumea ți-a spălat pe una. Mă frești pe spate? Sigur. Mersi. Hei, ce avem la masă, dragă? Vafe? Pâine prăjită? Cereale? Nu arată bine, dar sunt sigur că e foarte... Nu? Nu că m-ar deranja, dar tu nu mănânci cu noi? Nu mănânc cu voi, nu s-a mica voastră. Nici nu vreau să vă văd decât dacă e nevoie. Cred că începe să mă placă. Te super dacă mă așez aici? Da! Bine. Mi-a pierit pofta de mâncare. Mersi, tată. Nu e puțin riscant pentru un copil cu un singur deget? Nu te uita în ochii lui. De ce? Cred că suntem un pic grei cu el. De ce crezi asta? Îmi cunosc tatăl. Simt o tristețe subtilă în ochii lui. Lasă-l în seama mea. Psst, am furat niște fursecul de la gardian. Vrei și tu? Pe bune? Da, frate, poftim. Mersi, pe mai târziu. N-am terminat încă. Ce vrei să spui? Contrabandă! Pleci la carceră. De ce-mi faceți asta?